Doamna cu copii, era un copil, copii, în față, în față. Eram eu cu de aia. O ăsta în față? Da. Aici a fost coloană, ce nu-i fi intrat în coloană, nu știu. Și-a vrut să vă arăt în portare. Strada George Corbuc din Baia Mare a avut loc un eveniment rutier în care au fost implicate două autovehicule. Conducătorul autovehiculului marca Skoda a circulat pe strada George Corbuc dinspre Bulevardul Republicii spre Bulevardul Decebal, după supermarketul care este în zonă. Din sens opus circula un autovehicul Volkswagen de culoare neagră care a efectuat manevra de virare la stânga încălcând marcajul continuu. În urma nerespectării acestei reguli de circulație, cele două autovehicule au intrat în coliziune. Nu au rezultat victime, cercetările continuă și se întocmesc acte pentru soluționarea accidentului.